Am revenit, dragi prieteni, la colecția mea de aparate foto, unul dintre cele mai interesante aparate foto pe care le am și pe care l-am putut găsi în piață și sunt foarte mega fericit că l-am, pentru că este un aparat destul de vechi, dar un aparat destul de interesant ca design. Desing by F.A. Porsche. Are și stand pentru a-l încărca. Așa arată în stand aparatul. Scuzați că mai are praf pe el pentru că eu le mai șterg când și când, dar se depune. Problema prafului persistă și la mine, poate ca și la voi. Așa arată fără stand aparatul. Se poate aprinde și de la stand. Poți să faci poză direct pe stație de încărcare. Foarte, foarte, foarte interesant. Avem și cablu de date pe care îl putem folosi exact de la stația de încărcare. Aici se pare că avem un senzor, aici la fel, mi se pare că este un senzor. Aici avem microfonul, dacă nu mă înșel. Asta este partea de obiect de ochian, ca să zic așa, prin care te uiți, da? La aparat. Da, se poate observa, nu se prea vede el foarte, uite-te, vedeți, focalizează și telefonul meu, uite aici, a focalizat puțin, da, nu foarte mult, dar se vede, da. Acesta este aparatul, are două display-uri, prin care ți arată mai multe opțiuni și display-ul de jos este un display color, prin care poți să vezi pozele și chiar poți să vezi când faci poza. Ce mi-a plăcut foarte mult designului, deci foarte, foarte mult. De aceea l-am cumpărat, nu n-am dat foarte mulți bani pe el. Și v-am spus încă funcționează, doar că bateria nu mă ține, deci bateria este o problemă. Și s-ar putea să mă gândesc serios ca să schimb bateria. Pentru că eu lucrez în electronică și s-ar putea să reușesc să-i repar cumva bateria, că de schimbat cam greu, doar dacă găsesc alta să-i pun. O baterie care se țină mai multicel. Avem câteva butoane. Avem open pentru blitz, care se deschide în sus, sare în sus blitzul. Avem un buton de reglat mai multe opțiuni de poze, da, avem manual, celălalt este, nu știu ce vrea să reprezinte, cel de sus, primul, avem auto, avem 3P, avem video și chiar doar înregistrare vocală, foarte, foarte tare. Avem aceste săgeți sus, jos, stânga, dreapta, de care reglăm meniul. Avem butonul de meniu, avem butonul de back, de înapoi. Avem butonul de display, care activăm display-ul de aici să se vadă. Și într-o parte mai avem ieșire pentru AV out. Da, aici e de video, USB-ul și partea de încărcare și aici așa avem cardul care este din nou card micuț. Cum am avut și la celălalt, nu m-a să scot, mă scuzați că nu pot mai cu o mână, trebuie să apăs mai tare de el. Așa, să-mi iese cardul afară. Acesta este cardul, care este de 128, este mai mare ca pe cealaltă, altul este doar de 32 de MB, asta este de 128 de MB.
Se pare că și telefonul mă lasă. O secundă. Așa, am pus telefonul la încărcat ca să n-am probleme pentru a filma în continuare. Aici avem butonul de comutare pentru foto și pentru vizualizare și butonul de pornire. Da? Dăm butonul de pornire. Da? Ne și avertizează că bateria este slabă, deși l-am încărcat zilele trecute, dar nu l-am încărcat, posibil că nu a stat să încarce full. Așa arată când este camera scoasă. Încerc să filmez așa pentru că imaginea albă de la monitor afectează luminositatea. Și acesta este blitzul. Uitați cum este afară. Doar că să nu stingă aparatul pentru că bateria este consumată. Nu, nu mi l-a stins. Am norocul că mă ține cât de cât. Aici este butonul pentru a comuta, vedeți, pe partea de jos. Da? Se și vede. Da? Și aici, dacă mutăm, avem o poză pe care am făcut-o acum la monitor. Nu stau să vă fac poze, să vă arăt, pentru că nu mă ține bateria. Bateria ține foarte puțin. Asta este una dintre probleme care trebuie să o repar la acest aparat. Dar îmi place foarte mult designul lui și acum să discutăm puțin despre chestiile interesante ale aparatului. Povestim puțin despre el. Este Fujifilm has become one of the major. Bun, haideți să facem o chestie, pentru că știți foarte, 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 foarte bine că eu cu engleza nu prea mă împac foarte bine. Așa. Așa că o să facem treaba următoare. Deși am și pe el o funcție prin care pot să traduc, dar nu știu cum să folosesc. Încă nu sunt foarte bine. Fujifilm a revenit unul dintre cele mai importanți jucători în domeniul camerelor digitale și în special anul trecut 2000. A avut o serie de anunțuri majore de produse. Anul acesta promite și câteva lucruri interesante pe baza a ceea ce știm despre planurile lor de produse, precum și modele care au fost anunțate în altă parte în lume, dar nu încă în SUA. De ceva timp, Fujifilm are o serie foarte atractivă de camere digitale subcompacte cu un factor de formă vertical și un desing de lentile cu zoom telescopic care le-a făcut favoritele mulțimii de camere de buzunar. În urmă cu un an, Fujifilm a anunțat Finepix 4700 zoom, prima cameră din linia lor ultra compactă care folosește discul de senzor super CCD cu matrice de tip Fagure. 4700 a fost un succes notabil, deoarece a fost oferit imagini de înaltă calitate de la senzorul său de 2,4 megapixeli interpolar la fișiere de imagine de 4,3 megapixeli. Într-un pachet foarte compact de culoare și factorul de formă ale modelului 4700 au fost avantaje mari, dar zgomotul de imagine mai mare decât media l-a ținut de la notele de top. Gestionarea de către Fujifilm a problemei de 4,3-2,4 megapixeli a provocat de asemenea o oarecare confuzie în rândul consumatorilor și rea voință în rândul cunoscătorilor camerelor digitale, care au simțit că departamentul de marketing a fost prea agresiv în afirmarea lor de rezolvare.
m-am senzat. M-am apesat, totuși 4700 a fost un design de cameră bun și popular, care a găsit multe case fericite. Anul acesta, 2001, Fujifilm și-a revizuit linia ultra-compactă, scoțând la lumină FivePix 6800 Zoom. Acest model are un senzor Super CCD complet 3 de 3 megapixeli, găzduit într-un corp realizat de celebra firmă de desing FA Porsche. Privind imagine noastră de testare, se pare că noul senzor a adus atât culori mai vii, cât și zgomot redus al imaginii, îmbunătățind considerabil calitatea imaginii modelului anterior 4700. De data aceasta am luat în considerare și recomandarea lui Fuji de a forma opinii pe baza imaginilor tipărite, spre deosebire de a le vizualiza doar de pe un monitor de computer. Mărturisim că am fost surprinși de diferențele vizibile dintre imaginile de 3 megapixeli, rezoluția senzor și cele de 6 megapixeli. Interpolate, fișierele de 6 megapixeli au prezentat artefacte vizibil reduse și detalii îmbunătățite de la imagine. Da. Cam atâtea zice despre produsul acestui aparat, care a fost scos prin 2001. Și aici ne arată și ce specificații avem la aparat. 3,2 megapixeli, așa, real imagine optical viewfinder and 2 inch color LCD monitor, 3 ori 8,3 24,9 mm lens echivalent to 36 108 mm lens on 35 mm camera, 4.4 digital zoom, automatic and manual focus control, aperture from f2.8 f10.8, shutter speed from 1:2000:3 secunde, automatic exposure control plus 4 scene phonography mode, ajustable ISO with 3 setting, spot average and multi-metering option, with balance setting with 7 operating mode, continuous shooting, multiple exposure and auto braking feature, built-in top pop-up flash with 5 mode. Foarte interesant, USB, cable and software CD, containing driver interface software, ARC soft, video impression, Adobe Pono Deluxe, Adobe ActiveShare. Bun, da, cam asta a fost și despre acest aparat. Un penultim aparat pe care l-am în dotare. Și acum o să vă arăt un aparat care, din păcate, nu am acumulator la el, dar este la fel un aparat foarte, foarte interesant, care pe mie mi-a plăcut foarte mult și chiar pot să zic că este un aparat de colecție față de celelalte aparate obișnuite pe care toți le știm și le-am văzut, care sunt puțin mai măricele, da? Și au multe, multe butoane pe ele. Și hai să vă arăt și ultimul aparat, un aparat, cred că să nu greșesc, dacă greșesc să mă corectați, rusesc, Kyocera, cred că așa se numește, Kyocera, asta este aparatul. Și are 3,2 megapixeli, 3x zoom lens, f5, 8, 17,4 mm, display scene, upset, are câteva opțiuni de fotografie, are și pentru macro, interesant, are un buton de meniu și un buton de reglaje stânga, dreapta, sus și jos, cât și OK-ul, cred că, dacă nu mă înșel, pe mijloc. Aici pe lateral avem un buton pentru încărcător. Mă scuzați. Încărcător și
Este pentru încărcător și cablu de date, care este mufă destul de cunoscută. Jos se desface pentru a-i băga bateria și cardul. Se trage de el, cred că... Sau așa se trage de el. Da? Și foarte interesant, are card mare și bateriile, care bateria din păcate nu am. Asta este una dintre problemele lui, că nu am bateria. Dar ce este foarte interesant la acest aparat, pentru că dacă puteți observa, avem și sus butonul de power și de făcut poza. Da? Aici se află obiectivul. Și putem să-l rotăm. Uitați. Pac. Și îl facem în această formă ca să putem face fotografia. Este foarte, foarte tare. Da? Deci nu putem să jonglăm foarte mult cu el în sus. Așa putem să jonglăm și cât și invers. Și este un aparat foarte interesant prin care poți să-ți faci și selfie. Ce la vremea aceea nu știu dacă exista chestia asta cu selfie-ul sau să-ți faci singur poză. Da, este foarte interesant. Eu zic că este un aparat foarte, foarte tare de fotografiat și tot am zis că merg la piață să-i caut și acumulator. Din păcate tot uit lucrul ăsta, dar cu siguranță o să merg să-i găsesc un acumulator și bineînțeles să-l testăm. Să-l testăm, pentru că da. Așa că astea sunt două aparate, de la Fujifilm și de la Finecam CL3000R. Astea două sunt niște aparate de fotografiat de colecție. Chiar le pot numi de colecție pentru că sunt unice și nu prea vezi peste tot așa ceva. Am mai văzut pe internet, dar n-am văzut aici în oraș așa ceva și nu știu dacă are cineva prin țară lucrurile astea. Dar sunt niște aparate foarte, foarte, foarte tari. Cam asta a fost colecția mea de aparate foto. Dacă cumva o să mai prind, o să mai iau aparate foto de colecție, dar na. De obicei astea le iau pe timp de vară, pentru că iarna nu prea vin oamenii cu multe, multe electronice, foarte puține electronice vin. Aparate deja n-am mai prea văzut pe piață de foarte mult timp. Am văzut o felul de aparate cunoscute care nu sunt foarte vechi, sau dacă sunt vechi, sunt de alea pe film, care eu pur și simplu nu le colecționez, că nu am de ce. Eu colecționez în general aparate digitale care ori arată foarte ciudat și foarte interesant, ori sunt foarte vechi și sunt aparate care sunt funcționale. Da? Și mai am un aparat de la Fujifilm, apropo că veni vorba, doar că nu am apucat să-l curăț, l-am cumpărat de câteva luni. Deja am cumpărat de câteva luni în piață și nu am apucat să-l curăț pentru că nu am apucat să-l curăț, pur și simplu. Are foarte multe mizere la baterie, la locul unde vine bateriile. L-am pornit la magazin, atunci, în momentul acela, mi-a pornit. Am văzut că îmi pornește și am zis că perfect, ăla este un aparat care funcționează, trebuie doar să o curăț. Și mai am aparate care le-am desfăcut pentru că unul l-am cumpărat tot din piață, nu pornea deloc, am lăsat acasă, nu pornește, l-am desfăcut și din păcate n-am mai reușit să-l depar pentru că nu, tot nu vrea să pornească. Dar mai sunt și astfel de aparate că le cumpăr cu 10-15 lei și nu mai funcționează sau nu sunt bune sau... Dar se mai întâmplă. Deci la prețul ăsta le cumpăr, pentru că eu dacă dau pe aparat mai mult de 15-20 de lei, nu îl cumpăr. Sunt foarte mulți care cer o grămadă de bani pe aparate și pur și simplu nu merită banii aia, pentru că sunt aparate vechi, care chiar nu poți să mai faci poze cu ele.
Adică poți să faci poze, dar pozele acelea nu o să fie ceva ca să fie ceva de hobby, să dau un exemplu. Să faci poze ca să le postezi, să-ți faci ceva de plăcere. Pentru că sunt imagini care sunt foarte slabe în pixel și nu se văd atât de superb pe monitoare care sunt deja mult mai mari. Da? Și tehnologia deja avansat cu mult. Dar pentru colecție sunt foarte tari și o să fac o serie în care vreau să fac poze cu câteva aparate care pot să le folosesc pentru poze. Sunt și de 10 megapixeli, am parcă ceva și 9, nu mai știu exact. Oricum, cam pe acolo. De mai mult de 5 megapixeli, care sunt niște aparate bunicele și o să fac niște poze cu ele și o să fac și prezentare la acele chestii. Așa că asta a fost colecția mea de aparate foto. Ne mai revedem cu alte aparate că nu o să am. Și o să vi le arăt. Până atunci, vă las și toate cele bune. Bye bye!